Bună ziua! Suntem pe data de 29 iunie 2023 în Prisacă, la mine, acasă. Ia arată Angela încolo. Arată oțel mare încolo. Se vadă buianul, găinile prin Prisacă. Fac dezinfecție. Mănânc albinele moarte și mai știu și grâză și furnici și mai sunt. Ultima dată am filmat cu 10 zile, 10-11 zile înapoi și să vedem la roiurile care le-am pus turte, protei și pati, să vedem rezultatul. Este efect noi. La noi de o zi au înflorit deja teiul. Culesul este foarte mic. Dacă 300-400 grame la zi. În orice caz nu e pe minus. Și dacă uitați la în ce stare au ajuns roiurile noștri făcuți cu două rane. Aici este o regină sinevir și să vedem tratamentul nostru care l-am făcut și să vedem noi care e situația cu ponta. Este ponta sau nu e ponta? Așa. Avem o ramă larvar complet. Patiul a mâncat deja. Așa. Și să vedem care este situația la el. Aici o ramă cu nectar. La ouă pus aici. Așa. O ramă cu puiet. Căpăcit. Adică după turta respectivă s-a văzut că a pornit ponta, albina pontează, regina e compact. Așa. Să vedem ce mai fac ele. Ia uitați. Toată rama margină, margin larvar. Puiet. Frumos. Așa. Și aici avem ouă și uitați-vă regina sinevir mai aproape. Însemnată cu roșu, da? Așa. Gospodina își face treaba. Așa. Îi punem rama înapoi. Dacă vă uitați atent, proteină nu-i nimic în stup. De ce eu aș fi pun în curte pati. Așa. Și asta e toată lucrarea la roiurile care le facem. A, uitați să punem tratament. Că tratamentul, oricum, e batic și nu are importanță. Eu mere la ei, la roiuri nu scot primul an. Așa. Să vedem al doilea roi. Deci în partea asta, partea și asta aici. Ca să bată lumina la albin. Așa. Să vedem al doilea roi care e situația. Acum avem foarte mult de muncă. Unde avem loc, îi punem rame la construcție, unde nu-i loc, lăsăm așa, punem proteine, altceva nu-i facem nimic. Așa, turta proteică am mâncat-o aici. Erau, țin minte, atunci albinuțele slăbuțe, parcă nu le ajungea ceva. Hrană, nu le ajungea multe chestii. Și să vedem acum care este situația la el. Și a revenit în timp de 10 zile sau nu și a revenit. De hrănit eu n-am hrănit după sau când deloc. Cât am pus turta proteică și tratamentul am făcut. Care a făcut așa, a câștigat. Care n-a făcut, a rămas în urmă cu dezvoltarea. Ia uitați-vă ce albână blândă.
a pontat tot rama, aici ies albina și pune nectar. Nectar abundent. Așa, albina blândă avem noi aici. Așa, ce avem noi aici? O ramă ouată. Și uitați la partea asta, la fel ouată, o ramă din plastic asta. Nu știu dacă pe fund se vede ouăle, dar este ouat tot. Așa. Hai că uitați, două rame avem. Asta a treia ramă. La fel puiet, crepăcit. Și aici la fel. Ramele deja sunt grele, atunci erau ușoare, acum sunt grele. Din cauza că este cules. Așa, uitați, larvar toată rama. Și aici la fel. Asta larvar sus. Aici tot este larvar. Aici puiet căpăcit. Așa. Aceasta este o regină sinevir. Care mai doresc regine sinevir, oferta este valabilă. Din discuția cu domnul Pap, prețul este de 11 euro. La dumnealui nu s-a scumpit, s-a ieftinit. Avem aici, uitați-vă aici, o ramă tot cu ou aici și larvar. Regina trebuie să fie pe aici, undeva. Nu văd. Aici la fel ouat. Așa, vedeți că albina, după intervenția cu turtă pati, albina și-a revenit. E mai blândă, e mai... Așa. Și aici avem hrană. Și tot pune nectar. Aici la fel. Nectar și nectar. Ultima ramă, tot nectar. Ce o să facem? Păstură nu-i nimic, absolut nimic nu-i. Ia uitați, asta ramă e mai goluță. Noi o să o tragem asta plină. Și o... Dar păstură nu-i nimic în stup. Acolo suma tot puietul. Și o să-i intervenim cu turtă pati. Are numai proteină. Zahăr în ea nu-i, așa că le trebuie proteină abundență. Așa, să punem tratamentul la loc. Am uitat. Așa. Și regina să știndi care. Așa. Și să mai facem la ultima familie. Să vedem care este situația. Aici ne-a inundat burianul. Așa. E plouat, n-a plouat la noi deloc în zilele astea. Nu știu de unde plouă, dar la noi nu plouă. E cam rău. Cum ne-a lăsat deja. Ia uitați-vă, acesta este un roi care a fost făcut înainte sau când. Cu o săptămână pe două rame. În ce stare a ajuns el? Așa, tratamentul, uitați-vă ce albină blândă, eu acum mă uit dacă este o ramă de puiet și pun proteina și trec mai departe, dar pentru voi îți vă arăt care este situația, cum era atunci, când nu era gram de puiet slab, era atunci, dacă vă uitați atent, și acum care este situația în el. Așa. Așa. Avem o pontă. Puiet căpăcit. Ia, uitați-vă. Uitați-vă. O albină blândă. N-ai treabă. Și ca să dau asta ramă jos. Să vedem prin a doua ramă care situația. Ia uitați, a ieșit puietul și deja ouul în ramă. Ia uitați aici ce puiet frumos, albină sănătoasă. Prima ramă, puiet cu păstură și miere. Dacă o încrizez puțin păstură. Așa, asta este o ramă. A ieșit puietul
pune nectar. Un nectar mirosind de tei, floare de tei. Ia să vedem aici mai este puiet la fel. În margine, în margine. Și asta este o regină sinevivă, spun. Așa, uitați, larvar toată rama în margine, în margine. Ia uitați-vă. Larvar. Ia uitați-vă, una, două, trei, patru rame puiet. Uitați-vă ce a făcut o turtă pati. Aici e nectar prin rama. E grea. Așa. Și asta ce-i cu ea? Puiet la ieșire și nectar ambundent. Și ultima ramă. Trebuie să fie așa. Larvar, puiet, păcit. Aici la fel. Și uitați-vă, păsture nu-i nimic, gol. A consumat tot. Și uitați-vă cum lucrăm noi cu fumul. Absolut deloc nu lucrăm cu fumul. Așa. Haideți al meu la o parte să te trebuiesc. Așa, s-o punem asta la locul ei. Așa, s-o punem la loc. Rama dată cu puiet. Așa, s-o bagăm aici. Aici, aici, șur. Uite așa. Și aici o facem. Atât alărvar. Deci are un iaduce. Pun mături de patii. Și alt tratamentul. Să fie. Și închidem. Sau unde am cutiuța. Am pierdut tot asta așa. Nu, spuneam. A crezut, poate. Așa. Poate aici nu trebuie să colecționăm. Da, aici. Așa. Să ne ducem mai la vale. Să arătăm o regină de la drumul urmă. Acolo sunt albinși. Așa. Suntem aici ce face un roi la domnul Roman ăsta. Ia uitați-vă ce e aici. A consumat proteina și a rămas ține turtă. Pe noi ne interesează dacă și-a revenit ponta. Așa. O să scoatem mai că... A strâns tot aici. Așa. Să dăm asta de la urmă. Acum vă spun, acum puneți faguri artificiale dacă aveți unde. Puteți să mai faceți roiuri care doresc, care dorește să-și schimbe regenii, că acum e momentul. Aici am pus vedeți câte rame la construcție, una, două, trei, patru rame. Ia să văd eu, a construit vă una. A, uitați. Aici și puietul. Aici și aici, la fel. Așa.
Aici aducem mierii. Așa, puietul a ieșit. A început să blocheze regina cu mierii. Să văd pe asta. Am pus-o la construcție. A construit-o. Așa. Dar e blocat tot aici, blocat. Tot e blocat, acolo puiet. Ia uitați, bă, ce puiet. Ia uitați, bă, ce puiet aici. Și nectar, larvar, tot ce-i trebuie știi. Așa, atent. Să nu strivim albina. Așa. E clar ce e aici. Aici o să fie foarte multe miere la tei. Așa. Trebuie să închid. Deja e seară. Așa. Așa că, fraților, vreau să vă spun, faceți roiurile, uitați, v-am făcut aici un roi, să vă arăt cum l-am făcut eu. Adică familii care sunt mai puternice, deja au intrat pe 8 rame puiet în stupi dați, nu mai vreau să mai pun corpusul 2 sau un magazin, fac roi. Iau 2 rame cu puiet, 2 rame cu o una cu păstură, dacă este, și albină. Uitați-vă, fac așa un roișor de ăsta, vă arăt, dacă așa am făcut un roi, 2 rame puiet, una cu mâncare, tip cei 2 cu mâncare, 2 puiet și am pus o ramă la construcție. Și o să intervenim, că mult puiet o să iasă, să aibă unde să așează albina. Și după aia intervenim cu, peste o zi, intervenim cu regină, deja care pune ouă. Și foc la ghete. În toamnă o să intru cu 6-7 rame cu albine la iernare, fără probleme. Avem perioadă, suntem de-abia la 1-29 iunie, până în toamnă avem 2 luni la dispoziție, dacă punem regină fecundată, e tot ok. Vreau să vă mai spun ce mai facem noi. După asta, peste o săptămână, începem cu extracția mierii de floare de tei, miere de tei. După asta, intrăm în pregătirile de iernare. Adică ce? Începem cu turtele proteice la toate familiile, nu numai la roiuri, și hrană câte puțin. Când o să termine culesul natură. La moment care dorește regine de la Roman și Sinevir, prețul este, cum v-am spus, în jur de 11 euro, 11 la PAP, 12 la Roman. O să mai vedem prețurile mai pe urmă, poate o să mai scadă și ei prețurile spre toamnă, o să vedem. Care dorește, sunați, comandați, că altfel eu iau prețul real care e numai din Ucraina, nu pun adaosuri, nimic, să le facem bine ucrainenilor. La cei care produc regini calitative, carpatine, nu fel de fel de prostologii care se mai vând. În discuții la moment cu piața, cu angrosiștii, cu mierea, deja nu este fixat prețul la miere din discuțiile cu dumnealor. Când o să fie prețurile cât de cât fixat, mi s-a spus după data de 15 iulie, o să vă aducem la cunoștință ca să nu comunicați, să sunați pe toți și unul zice 50, altul zice 60. Oameni buni, prețul nu este fixat. Când o să fie fixat la îngrosiști, ați vă aduc la cunoștință. Cel mai bine, vindeți care și cum puteți la clienții voștri, că mierea este puțină, an de an cât mai puțină și mai puțină. Și costurile sunt foarte mari. Numai bine, vă las!